Porturile de la Malul Mării se aflau în această dimineață 33 de nave fără operațiuni portoare. 21 dintre acestea erau în portul Constanța, 9 în portul Midia și 3 în portul Mangalia. Cele mai multe au nevoie de reparații. La avizări marți nu se afla nicio navă. Potrivit buletinului informativ al Companiei Naționale Administrației a Porturilor Maritime, pe 16 august 42 de nave erau sub operare. 38 dintre acestea se aflau în portul Constanța și 4 în portul Midia. Acestea aveau de încărcat sau descărcat în mare parte fierve, containere, cereale, îngrășăminte sau laminate. La portului Constanța se aflau marți dimineață 22 de nave, dintre acestea 16 așteptau pentru operare, iar 6 nu aveau operațiuni portoare.